Conferința a fost susținută de senatorul PDL Mircea Andrei și ceilalți candidații ARD pentru Parlament din Pitești, Ana Stan, Cătălin Teodorescu și Cătălin Bulf, plus Valentin Petre, lucrător pe platforma Arpechim. Senatorul Andrei Gere a revenit asupra inițiativei de săptămâna trecută a ARD, prin care dorește să strângă 30.000 de semnături pentru ca guvernul să fie astfel obligat să răscumpere rafineria de la OMV Petrom. În opinia ARD Argeș, această răscumpărare ar putea salva Arpechim și Olchim. Singura soluție pentru Arpechim este o unitate integrată cu Olchim. Una fără cealaltă funcționează foarte greu. Sau nu funcționează. Sunt conexe. Nu poți să rupi cele două unități. A fost reluată proprietatea părții de petrochimie și demersul nostru în inițiativa publică pe care am făcut-o toți cei de aici este în sensul să cerem guvernului să intervină și să reia și partea de rafinerie și să salveze și Olchimul propriu-zis. La rândul lor, liderii ARD Argeș acuză noua guvernare USL pentru ceea ce se întâmplă acum la Arpechim. Reluarea rafineriei și oprirea acestei nebunii, acestui jaf pe care vor să-l provoace asupra Arpechimului, a părții de petrochimie. Vom continua această acțiune de aducere la cunoștință publică a oricărei informații pe care o vom obține despre Arpechim.